ședința Consiliului Local al Dănești, ședința ordinară, din data de 1 iulie 2012. Cum acest ordinea de zi, din convocator, cu cele două propuneri de suplimentare, da? Da. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? Dacă bine, mulțumesc. Înainte de a intra în ordinea de zi, o să vă rog să votăm procesele verbale de la ședința ordinară din 20 iunie 2022. Dacă îmi permite, poftiți. La procesul verbal din ședința de... Deschideți micro. Nu vreau, o să vorbesc mai tare. Sunt deschis. E o scăpare în procesul verbal al ședinței din 20. Cred că nu s-a auzit pe înregistrare. Nu, la întrebarea mea dacă este singura adresă primită în atenția Consiliului Local, nu apare răspunsul domnului secretar. Da, o să-ți revină. O să vă rog să facem corecturile de rigoare. Da, dacă sunt alte obiecții, dacă nu votăm, cine este pentru? Abțineri? Potrivă? Intrăm în ordinea de zi, la punctul 1 al ordinei de zi, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Dănești de anul 2022. Inițiator, Victor Laurențiu Mătină, primar. Domnul secretar general are cuvântul. Datorită faptului că bugetul inițial, sumele aprobate nu au fost de necesare cheltuielilor pentru controlul exercițiului bugetar și în urma analizei execuției bugetare la partea de venituri și cheltuieli, se constată depășirile anumite capitole bugetare la partea de venituri proprii, motiv pentru care este necesară redistribuirea acestora în funcție de necesități pentru derularea în condiții de normalitate și îndeplinirea cerințelor legale. Față de aceste aspecte expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre vorma prezentat. Raportul de specialitate a fost citit. Are cuvântul Comisia 1. Aviz. Comisia 1, aviz favorabil. Da, mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu supun votul din asta, cine este pentru? Abține, totuși nu sunt. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniu Adis Bacău. Inițiator, Mihine Laurențiu, primar. Domnul secretar general, aveți cuvântul. Având în vedere necesitățile financiare pentru desfășurarea în bune condiții a proiectului management integrat al deșeurilor în județul Bacău și posibilitățile de finanțare la nivelul diverselor unități administrative teritoriale, se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită diferențiată în funcție de rangul actorului. Astfel, cotizația anuală a municipiului Dănești la patrimoniul asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău pentru anul 2022, prin prezentul proiect de hotărâre se propune a fi în parte de 80.000 de lei. Urmă în considerare cele menționate mai sus, precum și prevederile legale menționate, considerăm că prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi aprobat în forma prezentată. Raportul a fost citit, Comisia 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu se pun votul din noastră, ce este pentru, abținere împotrivă nu sunt. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 129 din 13 aprilie 2022, privind aprobarea organizării și finanțării unor evenimente culturale, artistice și sportive de către municipiul Dănești în anul 2022. Inițiator, Victor Părinte, primar. Domnul secretar general. Prin hotărârea 129/2022 a fost aprobată organizarea și finanțarea evenimentului recitalii locului cu suma de 47.600 în scopul de a diversifica modalitățile de educație muzicală a publicului dăneștean și pentru a oferi un divertisment de calitate în segment cât mai plural de populație. Acest eveniment cultural artistic a avut loc în anul 2019, iar din cauza pandemiei COVID a fost oprit fiind relat în anul 2021 cu o mare criză la public și aprecierea celor mai diverse categorii de spectatori. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea articolului 1 literal din hotărârea Consiliului Local 129, în sensul că se suplimentează suma alocată inițial la 95.100 de lei.
Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. A fost prezentat, au Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 4, aviz favorabil. Dacă sunt discuții în marginea proiectului, domnul Zarzu. Da, am o întrebare către domnul director la bibliotecă. Care sunt criteriile prin care se aleg artiștii care vin la aceste evenimente? Așa cum știți, Biblioteca Municipală Radu Rosetti desfășoară de peste 15 ani un proiect care se intitulează Stagiunea Muzicală. De-a lungul timpului am început să fim cunoscuți la nivel național de foarte mulți artiști, instituții muzicale din întreaga țară, care vin spre noi an de an cu tot felul de proiecte, oferte. Prin recitalurile verii ne dorim să schimbăm puțin percepția publicului de masă și să organizăm niște concerte prin care să facem și educație muzicală. Tocmai de aceea alegem, noi ca și Direcția de Cultură, pe care le propunem apoi ordonatorului de credite, un alt gen de muzică, dar care prinde la public, așa cum s-a și observat. Spre exemplu, anul acesta, când la toate concertele, media spectatorilor a depășit 800. Avem muzică folk, muzică clasică, muzică de operă, tango, muzică populară, muzică tradițională românească. Iar criteriile care stau la baza selectării, mă rog, sau programării evenimentelor, sunt fie ofertele din partea artiștilor și prețurile, de asemenea, care nu se compară cu artiștii dance, care percep sume de mii de euro. Spre exemplu, evenimentul de mâine, la care vă și invităm, organizat de primărie prin Direcția de Cultură, vor fi 25 de artiști ai Filarmonicii de Stat din Sibiu, alături de Analia Seris, alături de un pianist talentat argentinian. Costul acestui eveniment, el este organizat de Filarmonica de Stat din Sibiu prin managerul Cristian Lupeș, original din Onești. El mai are loc în Târgu Neamț și Piatra Neamț. Costul acestui eveniment în alte orașe este 25.000 de lei. La noi acest eveniment costă 11.000 de lei. Așadar, cred că putem face calitate și cu un preț decent, iar publicul, eu zic că gustă ceea ce facem noi și sperăm să continuăm. De asemenea, am dorit suplimentarea acestui buget, pentru că după pandemie, mai toți artiștii și-au schimbat onorariile, unii chiar și le-au dublat. Nu neapărat să cheltuim această sumă, dar am vrut să fim siguri că avem alocat bugetul necesar pentru a face evenimente de calitate. Mulțumesc. Exact acest lucru vreau să-l întăresc, dar să-l întăresc acum ca și idee, dacă nu l-a abordat domnul director, evenimentul de mâine este la mai puțin de jumătate de preț din prețul lui real. Chiar se străduiesc să negocieze mai mult. Evenimentele în mod normal costă în jur de 3, între 3 și 5 mii de lei, evenimentele normale. Ăsta e un lucru deosebit, 23 de instrumentiști la Filarmonica de Stat din Sibiu și cu cei doi artiști care îi însoțesc. Zic că e de bun augur pentru acum să ne ajute Dumnezeu să nu ne fac plână cu ne probleme ploaie. Au mai fost evenimente anulate. Dacă nu, probabil, domnul director, nu știu, în ultima sută mai putem să-l mutăm în cinematograf, dacă... Putem să mutăm, o singura problemă e că trebuie să ne urmăm forțele pentru a mediatiza și pentru a anunța publicul din timp. Da. Noi sperăm să... Toată săptămâna am fost cu ochii pe vreme, badă ploaie, badă soare, acum e așa la limită. De asemenea, aș dori să mai precizez că achiziția acestor evenimente se face de regulă prin Departamentul de Achiziții Publice, fie pe contractul de drepturi de autor, așa că nu încheiem noi direct, există o procedură de transparență pe baza unor oferte din partea artiștilor. Da. Mulțumim, dacă nu este discuții, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Cine este pentru?
trecem la proiectul 5, 4, o să-mi dau urmă. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției unui bun imobil, teren, proprietate municipiului Onești, inițiat de Onești, avem Laurențiu Victor Nichilă, primar. Bunurile imobile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Onești pot fi concesionate sau privilegiate prin legislație publică în conformitate cu legislația privată. Închirierea acestora prezintă un lucru de interes atât pentru o municipalitate cu o valorificare superioară a finanțelor de vendere sau ocupare de construcții proprietate publică, cât și pentru cetățenii orașului. Ca urmare a celor expuse mai sus și conform prevederilor codului administrativ, procedurile spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre cu privire la închirierea cu licitație publică a unui bun imobil de teren proprietatea municipiului Onești. Raportul a fost prezentat. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt convocatorii dumneavoastră, cine este pentru? Potriva abținerea nu sunt. Mergem la proiectul următor, proiectul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare în municipiul Onești cu Asociația Cinecultura, în vederea realizării în comun a proiectului cultural Carata la Filmului Românesc, ca fotocăderea de cinematografie naționale, ediția 10 a 2022, inițiator Victor Laurențiu Nichilă, primar. Primăria Municipiului Onești și Biblioteca Municipală Radula Sete oferă publicului cinefil oneștean în fiecare vară ocazia de a viziona producții românești clasice și actuale realizate de cei mai cunoscuți regizori. Anul acesta se dorește o răsplătare a acestui eveniment, care se oferă și posibilitatea unei educații cinematografice în Onești. Intenția proiectului Caravana Filmului Românesc este aceea de a crea în Onești timp de 7 zile evenimentele culturii cinematografice românească. Prezentăm proiecții de spectacole, proiecții în spectacole de seară, în aer liber, în parc municipal. La nivelul local, în acest proiect, se urmărește și valorificarea din punct de vedere cultural al parcului prin organizarea unor activități culturale prin atragerea beneficiilor cultorilor orașului. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt convocatorii dumneavoastră, cine este pentru? Ținere împotrivă nu sunt. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 59 din 2022, privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Onești pentru activități non-profit de interes general aferent anului 2022. Inițiator, Victor Laurențiu Nichilă, primar, domnul secretar general. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 40 din 1 februarie 2022, privind aprobarea bugetului de mediu și cheltuieli, s-au alocat pentru aprobarea de finanțări nerambursabile pentru activități non-profit de interes general la proiectul anului 2020 suma de 150.000 de lei. Atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, în procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice cu selectarea acestuia de către o comisie cu respectarea principiilor prevăzute de lege. Hotărârea Consiliului Local numărul 59/2022 aprobă programul anual pentru acordarea finanțelor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Onești pentru activități non-profit de interes general aferente anului 2023, care se organizează într-o singură sesiune. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune a se organiza 2 sesiuni de finanțare, având în vedere prevederile legale expuse, apreciem că proiectul de hotărâre prezentat îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării planului Consiliului Local al Municipiului Onești. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisiile 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, cine este pentru? Împotriva, abținerea nu sunt. Trecem la penultimul proiect, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 389 din 24 noiembrie 2021, privind darea în folosință gratuită a unui imobil cu destinația de capelă situată în municipiul Onești, strada Eternității, județul Bacău, către protopopiatul Onești. Inițiator, Victor Laurențiu Nichilă, primar, domnul secretar general.
Conform codului administrativ, Consiliul Local hotărăște darea administrării, concesionarii, închiriere sau darea folosință gratuită a bunurilor proprietate de ca municipiului. Astfel, prin hotărârea Consiliului Local 229 pe 2021, a fost aprobată darea folosință gratuită a unui imobil cu destinația de capelă, situată în municipiul Onestra, legea unității, către un autoproprietar ironic. După aprobarea actului amendamentat anterior, s-a constatat că situația juridică a terenului pe care este amplasat imobilul clădire nu este reglementată. În vederea reglementării acestei situații juridice, a imobilului compus din teren și construcție, capelă, supune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Aprobat a fost prezentat comisiile, comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu se discuție și cu un votul dumneavoastră, cine este pentru? Abținere împotrivă nu sunt. Trecem la ultimul punct, probleme de interes local. Dacă sunt scrie rapid, domnul Clauzul. Vă rog să permiteți să mă retrag, la serviciu. Mulțumesc. Și mă trece și pe municipiu. Da, probleme legate de parc. În general, sfârșitul weekendului, coșurile de gunoi din parc sunt supraîncărcate. Dacă există o soluție un pic mai tare, dacă vreți, sau dacă există microfon. O soluție eu în acest sens. Sunt oameni și pe weekend pentru urgențe legate de parc. Voi verifica dacă e așa sau nu. Sfârșitul serii, undeva, sunt duminică, sati pline și poate asta mai putea suplimenta aceste coșuri sau s-ar mai putea voli contributul. Asta ar fi una. Tot legat și de parc. E doar până la 3 parc, în weekend sunt oamenii la intervenție. Poate găsiți o dimineața la prima oră. Tot în parc, partea despre cascada lacului este dar resturi vegetale de rezervă. S-ar putea găsi o soluție a se curăța tot în infra din grafca cascadei. Ei, eu să-l văd dacă vreți. Problema tunsului ierbei pe insulă nu se poate rezolva, că sunt plină de ouă. Dar au intrat ieri, am pus ierbei pe insulă. Deci am spus. Iar acolo iarba vine și pe ce cu... Aveți numărul domnului Lenopoulos, el se ocupă de mamă. Nu, numărul, dar... Vă dau un număr și spuneți de regulă ce probleme sunt legate de la... De circulație, am mai discutat subiectul ăsta, poate să găsești o soluție în acest sens. E vorba de trecerea peste calea ferată spre Bacău. Dacă s-ar putea interveni la căile ferate, astfel încât acea trecere denivelată și dacă sunt tiruri, trecerea nu mai este atât de facilă ca trecere, nici un covor de cauciuc cum se mai practică în țară. Deci acolo, dacă trec 3-4 tiruri, se blochează. Cel puțin podul, sensul geratorului. Da, am mai discutat în instituția aici, dar am zis să reiau discuția și în Consiliu, poate să lăsă și o scrisă și suplimentar. Și-o transmitem, dar e greu de comunicat cu Consiliul. Măcar de încercat, măcar de încercat. Cu siguranță, nu? A doua e vorba de semaforul de la Profi de sus, de pe strada George Bacovia. Dacă s-ar putea suplimenta ca timp 5-10 secunde în plus, pentru că cine pleacă despre Profi spre piață, efectiv, trebuie okay. Să prindă o viteză foarte mare. Explicați problema asta domnului Bridan. Domnul Bridan. Da. Ok. Discuți și cu am mai spus așa poliția locală și pentru că trebuie să crească viteza și încă viteza este riscul unor accidente în zonă. Ultima problemă care vreau să o ridic e vorba de lucrările care se fac în oraș. În speță am avut o sesizare din zona Poituș 27, se fac pavajele. Cei pe lângă pavaje... Promisiunea este că până la sfârșitul săptămânii astea, Poituzul, parcul Nadia va fi curat, urmând ca noi de noi să facem, de pe o să facă racordurile cu trotuarele noi și să băgăm pământ. Dar discuția care am avut cu construcția a fost că până la sfârșitul acestei săptămâni va fi evaluat toate resturile din persoane. Să aducă terenul la forma inițială. Da. Cum arată acum, nu prea
va fi, eu zic că până la sfârșitul săptămânii viitoare sperăm să-l aducem la... O solicitare a unor copii de, sau procese verbale de recepție la aceste lucrări se pot pune la dispoziție? Doamna Angel. Doamna Angel, da? Mulțumesc frumos. Da, asta e. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Domnul Bujor. Da, mulțumesc. De atâta faptul că 4 ani am activat la București, am rămas într-o relație bună de prietenie cu foști și actual parlamentari sau foști și actual miniștri care din când în când mă vizitează. Săptămâna trecută m-a vizitat un fost coleg de-al meu, actual deputat de Dâmbovița, Radu Popa, care mi-a adus la cunoștință, băi, ce se întâmplă în oraș, că disconfortul care este, care... L-am luat și am mers, l-am dus în aproape majoritatea parcărilor și aleilor care se pun pavele și parcările care s-au construit și i-am spus că oneștenii se plâng de un oarecare disconfort, iar Radu mi-a zis, mă, Marcele, la mine în Târgoviște, târgoviștenii ar suporta de două ori disconfortul care suportă oneștenii dacă s-ar face ce se face la voi noi. M-am simțit puțin mândru și... De-aia solicit oneștenilor să aibă răbdare, fiindcă această lucrare de aproape, dacă am înțeles, 80 de km în locurile conducte. 70 de km? 6. Sunt 7, o să mai vină corupte cea de la rețeaua de... Și a mai rămas surprins de faptul că, pe regnările lui pe țară, a văzut în multe orașe cum se pun pavele pe trotuare, dar, în general, se pun pe bulevardele principale, ca la noi. A zis că n-a văzut nicăieri să se ducă aleele, pavelele până în scara blocului. De asta fac apel la oreșteni, să înțeleagă, să suportăm fiecare că, în timp, orașul nostru va deveni, zic, foarte frumos. Disconfortul ăsta l-am sesizat în momentul, nu în Onești, în alt oraș, de exemplu, în Oradea, când Borojan a început să sape, să facă. Aș vrea să vă duceți să vedeți Oradea acum, să vedeți cum arată, dar după 5-6 ani de disconfort și de lucrări în continuu. Tocmai mi-a zis, mă, e extraordinar de frumos ce se face la voi, dar ai cam observat ceva, m-ai dus peste tot. Dau o idee, un sfat. Faceți în sensul legislatorii. De exemplu, la intrare despre Bacău e un monument. La Voivodul aici, la gara. Mai e un zimbru sau nu știu ce la intrare în Onești. Propune să se facă în fiecare sengeratură câte un mic monument, să se pună câte ceva, câte... aveți pe Nade, aveți pe Ștefan cel Mare, aveți la Tescan pe George Nescu. Un mic efort financiar ați putea planta în fiecare sengeratură câte un simbol, câte o emblemă, dacă nu a orașul, cel puțin la zone, a Moldova. Iar pe, tot în discuție cu el, ziceam, măi, nu știu dacă o să termine în legislatura asta, primarul actual, lucrările. Și atunci, știind că, în general, un primar, ca să-și realizeze obiectivele pe care și le-a propus, îi trebuie cel puțin două mandate, l-anunț pe domnul primar că dacă cumva îi trece prin cap să nu mai candideze încă o legislatură, am să urechez așa părintește, fiindcă e păcat de muncă care se depune și să nu continue să ducă la bun sfârșit ca orașul nostru să fie așa cum a fost orașul Florin. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier. Ce vreau să vă asigur și din calculele și estimările mele, până la finalul anului următor, eu zic că vom ajunge cu aleile la toate blocurile din oraș. În această toamnă estimez că deja am discutat cu colegii de la DPP, cu conducerea DPP, să mai achiziționăm încă 10.000 de trandafiri pentru toamnă. Peste tot unde finalizăm lucrările aceste trotuare și totodată cu trotuarele venim și cu parcări și cu locuri de joacă și cu bănci și cu coșuri de gunoi, punem cumva zonele la punct. Iar din urmă completăm cu pământ, punem iarbă și vrem să punem de asemenea și trandafiri. Eu estimez că până la sfârșitul anului 2023 Oneștiu va ieși din acest disconfort. Data de 1 martie
2023 este cea de finalizare a rețelelor de apă și canalizare. Teoretic, după 1 martie anul viitor, nu vom mai avea probleme de săpături. Acum două zile am convocat conducerea Raja și constructori și toți proiectanți, supervizori au fost la primărie, au promis că în 2 săptămâni, începând de luni, deși au început de ieri treaba, dar ei au estimat că încep de luni și în timp de 2 săptămâni vor reface toate trecerile între străzi. Chiar dacă nu reușesc să fac toate calea Mărășești, dar cel puțin intrările unde se traversează șanțurile, să repare acele zone. Ei au estimat că în 2 săptămâni termină toate aceste traversări. De asemenea, până la sfârșitul lunii au promis că rezolvă și Aicuza, zona Aicuza, acolo unde e foarte rău. Încearcă să intre până la sfârșitul lunii iulie și pe Emil Rebreanu. Calea Mărășești va începe în perioada imediat următoare refacerea completă. Ei vor face o parte importantă din drum. Noi, odată cu ei, ne-am propus să facem cealaltă până în apsul drumului. Adică când vom reface o stradă, cel puțin o bandă întreagă, diferența o vom face noi. Vedem dacă vom ajunge de comun acord să turnăm o dată sau vedem. Dar oricum, drumurile care se vor reface, se vor reface integral, nu doar fâșiuțe. Eu, după cum v-am spus, estimez că până la finalul anului 2023, mare treabă nu va mai fi de făcut în oraș, vor fi lucruri doar de detalii. Așa că următorul primar chiar nu mai contează cine este, trebuie să se ocupe doar de întreținere, din punctul meu de vedere. Mulțumesc! Am mulțumit frumos, domnul Cimbeșu. O rugăminte. Parcarea pe trotuar. Înțeleg acolo unde nu există posibilitatea asta, e, trebuie să trecem în vedere. Dar pe ultimul 13, tocmai a fost făcut o parcare pe aproape 30 de ani. Dat în folosință acum vreo 2 săptămâni. Parcarea este goală și aceleași mașini pe aceleași locuri, pe același trotuar. Urcă pe trotuar? Da, dar tot acolo nu s-a schimbat nimic. Am crezut că n-am. Bun. De ea auzit. În momentul în care vedeți un telefon la poliția locală. Asta e. Nu tolerăm. Nu tolerăm. Vom pune și stâmpișor pe capă. N-am apucat să punem blocajul ăla, dar eu zic că ar trebui să ne civilizăm și să-și facă poliția locală treaba, dar nu poate să stea doar acolo. Dar în momentul în care ați observat, nu tolerăm. Odată ce le-am făcut parcare acolo, nu mai tolerez urcarea pe trotuar. Ok, mulțumesc. Mulțumesc. Am mulțumit, domnul secretar general. Da. Privire, ar trebui să fac niște precizări cu privire la intervenția domnului Cimbuieșu referitor la procesul verbal. Am făcut-o la momentul respectiv, dar cred că e necesar să fie lămurite niște aspecte. Potrivit codului administrativ, procesul verbal constituie o sinteză a dezbaterilor și nu o preluare cuvânt cu cuvânt a celor ce se discută aici. Deși, probabil din cauza rigurozității mele pe care sunt adesea predicat atât de unii consilieri cât și de colegii mei, cam 90% din ceea ce se discută sunt cu efortul colegilor mele, se regăsește în procesul verbal. Dar nu asta e problema. Trebuie să înțelegeți că de multe ori se vorbește peste. E greu. Ședința este înregistrată. E foarte greu să preiei și să scrie pe procesul verbal. În al doilea rând, în mod normal și așa cum spune și codul administrativ, intervenția fiecărui consilier este să ceară expres la opiniile exprimate de către dumneavoastră și nu de către altcineva, dar trecem și pe lucrul ăsta. Mă bucur că ați ridicat această problemă, pentru că fac și eu din nou un apel la conferința domnului primar. Cu alte voi găsim într-un viitor apropiat resursa necesară financiară, pentru că știu că sunt și alte primării, unde au un sistem modern, cu microfoane moderne, în sensul că nu dă voie să înregistreze sau nu dă voie să
să apară decât cel care vorbește la microfon. În mod normal, cu potrivit codului administrativ, doar celui care îi dă cuvântul președintelui, președintele se consemnează în procesul verbal. Toți ceilalți care vorbesc pe lângă, chiar dacă spun lucruri interesante, vorbesc în afara ședinței. Asta e codul administrativ. Și poate într-un viitor vom avea și noi un sistem de genul acesta în care nu se mai permite să vorbească peste, se vorbește la microfon, se înregistrează, celălalt nu se deschide microfonul ca să vorbească atâta vreme cât președintele ar fi dat. Deci rugămintea mea este, poate pe viitor găsim și noi o soluție să ne digitalizăm. Da, tot din economie, domnul secretar. Din economie! Nu, poate te facem până de părți, nu știu. Aveți, vreau? Mulțumesc. Tocmai de-aia am zis că nu se pare. Știu că atunci au fost. Înainte de a încheia, am eu ceva să spun. Nu știți foarte bine că n-am niciun interes în legătură cu farmaciile, dar se pare că a apărut o farmacie după 8 ani, 7 ani de când solicităm în farmacie în Moscou. Ea a apărut, nu știu cum este, felicit pe cel care s-a apucat de lucrul acesta și cred că îi trebuie făcută mai multă publicitate în sensul că avem o farmacie și de noapte. Unde e? Noastră. Nu fac publicitatea, îl scrie undeva. Cred că o farmă, dacă nu. Le mulțumesc doar. Eu am personal avut probleme și a trebuit să duc la Bacău pentru medicamente de Bacău. Mulțumesc mult. Dacă nu mai sunt alte probleme, de care mai rău să știu.